Bună dimineața! Ăștia mă așteaptă de ceva timp. Azi am întârziat cu rețeta. Hai, cu fuleți. Și cu farine. Grumesc, este o mâncare specială pentru pești. Le dau și pe seara. La flămânjoși. O altă zi superbă. Cred că e perioada cea mai bună de deveni la mare. Apa e caldă, curată. Uite, de obicei după Sfântă Mărie, noi constanțenii știam că se cam strică vremea. Anul ăsta, nu. Superb. M-am uitat la starea vremii, cel puțin o săptămână o să mai fie foarte frumos. Așa că veniți la plajă. Dacă aveți bani, mulți. Dacă nu aveți bani, mulți, mergeți în Grecia sau în Dubai. Totul este la jumătate de preț. Da, ce vreau să vă spun. Eu, din câte știți, anul trecut aveam vreo 16-18 pisici, nu mai știți minte. Erau 8 frățiori, mi-a rămas doar Marcel. Acum am 3. Axipilda vine și ea din când în când să mănânce, dar nu doarme aici. Și am vrut, de fapt vreau, să se mai înfiez câțiva pui, mai ales că acum se termină vara, nu o să mai fie tentat să plece pe la vecini. Așa că am găsit, nu vă spun de unde, dar am găsit 6 puișori. Am vrut să-mi fiez 2, i-am văzut, am primit filme cu ei și mi s-a făcut milă să-i despart. Așa că într-o săptămână, poate și mai devreme, o să iau pe toți 6. Se joacă așa frumos împreună, sunt mici, sunt adorabili. Pisici mai daneze, dar astea sunt cele mai deștepte. Una de rasă, am avut de rasă mai multe. N-au nicio treabă. Vor mâncare, dorm și atât. Astea sunt deștepte, sunt jucăușe, sunt recunoscătoare. Pisicile mai daneze. Sunt adaptate cumva la o viață puțin mai grea. Deci într-o săptămână o să fiez 6 golani. Nu știu dacă sunt băieți, fete, ce sunt. O să vedeți. Am fost de dimineață la Lidl și am găsit ca niște cuști așa faine dintr-un monton sau nu știu cum să zic, dintr-o pâslă. Niște cuști așa drăguțe. Sunt de vară, nu sunt de iarnă. O să le iau și cuști de iarnă. Am găsit pe internet. Am luat 2 cuști și ce să zic, abia aștept să umplu iar curtea de veselie și de suflete bune. Da, hai că am vorbit cam mult. Astăzi o să gătim. O să fac o rețetă care la prima vedere pare simplă și este simplă, dar foarte, foarte gustoasă. Ca să înțelegeți, șnițele de porc cu piure. Dar eu o să îmbunătățesc rețeta. Șnițele din porc o să le fac din pizdrici sau mușchi vantai. Iar piureul o să-l îmbunătățesc cu trufe. Vă dați seama ce gustoșenie o să iasă. Am și castraveți murați în aceea în saramură. Am și o dulceață de ardei. Ce să mai... Minunăție! Nu cred că ați găsit niciodată undeva la restaurant să vă facă cineva șnițele din pizdrici de porc. Este cea mai fragedă carne de la porc. Poate la fel ca și mușchiulețul. Dar asta e mai gustoasă pentru că are și grăsime. Porcul are un singur mușchi de stai vantai, hai ca să nu vorbesc urât. Așa am înțeles, nu-s măcelar. Na. Mă duc să pregătesc ingredientele și ne apucăm de treabă. Bun. Aici am pizuicile. Le-am ținut peste noapte în apă, la frigider, în apă rece.
cam așa arată. Mulți, dacă nu ar ști, ar zice că arată cumva ca o ceafă de porc. Vedeți, este mult mai grasă, iar fragezimea este incomparabilă. O ceafă de porc poți să o găsești fragedă și bună, sau una tare și rea. Întotdeauna o ceafă de porc o alegeți pe aia mai grasă. Uite, uite cum arată o piesă. Aici am cartofii în care s-o fac piureu și piesa de rezistență, o trufă imensă. Aici dacă tai două felițe așa subțiri, costul depășește la tot ce vedeți aici. Da. Azi gătim ca bogați. Ia uite, uite ce bine arată. Știți cum miroase? Imaginați-vă că mirosiți un hrib, o ciupercă din pădure. De 10 ori mai accentuat mirosul de ciupercă și gustul la fel. De asta sunt foarte, foarte scumpi. Una de asta e, nu știu, vreo 200-300 de euro. Na. Minunăție. Gata, hai să ne apucăm. Pleacă muscă. Of. E cald afară și n-ai ce să faci. Astea sunt pizdulicile. Eu, în mod normal, băteam. Dacă era ceafă de porc, o băteam puțin, o subțiam. Dar astea sunt atât de fragede încât așa o să le las. Acum, o să le pun ceva condimente. Bineînțeles, chimion. Nu mult. Sare. Praf de usturoi. Asta e nemaipomenit. Ai cât de bine miroase. Și puțin piper. Atât. Pentru șnițele clasic avem nevoie de făină, aici o să fie ouă și pesmet. Acum o să pun în făină puțină sare și crusta trebuie să aibă gust. Prima dată când muști, muști din crustă. Și la fel ceva praf de usturoi. Amestec. Perfect. Acum ouă. Hai să vedem dacă am noroc. Vedem dacă găsesc ouă cu două gălbenușuri. Nu. N-am avut noroc. 1. Două. Cred că trei sunt suficiente. Sunt ouă foarte, foarte mari. Înainte avem noroc. Uite că nu mai am. 3. Bat ouăle. Nu vă trebuie foarte bine. Atât e suficient. Și acum o bucată pizdulice. Bine, bine, bine cu făină. Scuturăm. Ou. Panecăm. Nou. La fel. Peste tot să ajungă oul. Și pesmet. Și o las aici. Una e gata. Așa le fac pe toate. Tigaia pe foc. O aprindem. Ulei de floarea soarelui. Îl lăsăm să se încingă. Șnițele sunt pregătite.
Am încercat uleiul, este încins, am pus puțin pesmet, uite așa, se ridică la suprafață, e perfect. Hai să punem și pizduricile, cred că o să fac de două ori. Am 6. Perfect. Hai încă unul aici. La fix. Acum mai am încă 4. Fac de 3 ori. E bine că am. Astea o să fie cele mai fragede de șnițele care s-au inventat vreodată. Dar cum miroase de la praful ăla de usturoi? Și o gătesc afară. E poadă la curte? La poarta de la... De afară? Cred că toți turiștii au nevoit. N-ai cum, nu ai cum. Mai bun de atât. Ăsta este șnițelul perfect. Lăsați, uitați, șnițel vienez, șnițel nu știu de care, polonez, bătute, moldovenești. Ăsta e numărul 1. Din pizdurici. Uite cât de bine arată. Crocante și frumoase. Le scot aici pe ceva șervețele absorbante. Numărul 1. Și continui. Mai am 4 șnițele. O să pun 2 cu 2. Așa. Uite cum arată asta. Mama mia. Am pus și cartofii la fiert cu ceva sare. În 10-15 minute sunt gata. Cartofii aceia de fiert sau de băgat la cuptor. Sunt mai cremoși. Se leagă mai bine când îi faci piure. Au mai mult amidon, ca să înțelegeți. Uite cât de bine arată șnițelele. Cu greu mă abțin să nu mănânc unul, dar aștept pentru farfuria finală. Fruculița perfectă. Înghițitura bombă. Na. Uite cât de mare au ieșit și cât de bine arată. Da. Termin de fier cartofii, vă arăt cum fac piureul. Trufa e pregătită. Ce poate să fie mai bun? Vă garantez, la un restaurant cu stele Michelin, niciodată nu o să mâncați așa șnițele bune și cu greu să mâncați așa piure. Să pună ei trufe în piure, s-ar putea să pună la un restaurant cu stele Michelin. Eu le sunt la mine acasă. Gătesc din pasiune, gătesc cu gust. Na. Mi-e foame. Cartofii au fiert. Acum îi zdrobesc. Să știți că mie nu-mi place piureul ăla de cartof pasta. Seamănă cu piureul din fulgi de cartofi. La un restaurant mare, bun, piureul este puțin mai nerafinat. Mai găsește o bucată de cartof așa mai, nu crudă, dar nepasat. Așa, prima dată.
Acum pun ceva unt. Eu am fiert cartofii cu ceva sare. O să gust la sfârșit dacă mai trebuie sare, dacă nu. Oh, ce frigid! Oala asta o am, cred că de 10 ani. Am luat-o pentru un apartament de închiriat. Dar așa a fost de bună. E din teflon, dar teflonul este ca și nou. După ce am folosit-o 10 ani. Și n-a fost scumpă deloc. Bun. Acum. Eu de obicei pun lapte, dar acum o să pun o lingură așa de smântână. Mamă mie, ce bine arată! Perfect! Și hai să vedem. Piesa de rezistență, trufa. Dacă merge rasa, dacă nu, o să o tai la cuțit. Dar merge, uite. Perfect merge. Nu trebuie mult, că altfel o să strice gustul. Ea e foarte, foarte, foarte aromată și gustul este foarte puternic. Ia. Uite. Mama mia! Cred că am pus cam multă. Ai de mine, ca bogații. Ia să gust. Bine dacă mai trebuie sare. Da, mai trebuie puțin sare. Mamă, ce gust are de la trufă. Găsiți un restaurant să vă pun așa multă trufă. Cred că ce-am pus aici... Hai, 75 de euro. Ia, acum. Hai de mine și de mine. Nu există piure mai bun ca asta. Fără nicio exagerare. Încercați odată să mâncați așa. Găsiți la restaurant un piure cu trufe. E altceva. Pe altă planetă. Am pregătit și o farfurie. Asta nu e farfurie, e platou. E de dol cât o farfurie. Punem aici șnițelul. Din pizdurice. Piure cu trufe. Să mă chemi ăștia la restaurantele Michelin și o să-i refuz. Hai de mine și de mine. Perfect. Doi castraveți acri, murați, în saramura. Puțină frunză de ceapă. Dulceață de ardei iute. Și cam asta este farfuria mea. Uite cum arată. Nu?
găsiți restaurant să mâncați așa gustos? Nu cred. Recunosc, sunt vinovat. În o altă instanță am mâncat un vinițel. Nu poți să te abții. Se topește în gură mult mai fragil decât o ceafă de porc de aia de calitate. Piureul este de pe altă planetă. Castraveți murați în saramură, dulceață de ardei iute. Mai bun de atât, nu știu ce aș putea să fac. Astea fiind spuse, vă mulțumesc. Vă spun la revedere, poftă bună. Pofticioșii să nu se uite. Și nu uitați, ținem legătura. Doamne ajută. Ne vedem cu alte rețete. Azi sunt Masterchef.